La libertate doar prin treacăt. Un bărbat a fost condamnat la 30 de ani de pușcărie pentru omor. Sentința vine doar la un an după ce și-a ispășit o altă condamnare. Culmea, tot un omor, pentru care a stat după gratii 19 ani. Ultima crimă a fost cu o deosebită cruzime. Inculpatul și-a înjunghiat consăteanul, după care i-a mai aplicat și câteva lovituri cu toporul. A vrut să scape de urme și a ascuns cadavrul chiar la el acasă. Câteva zile mai târziu a fost arestat de oamenii legii. Bărbatul are 48 de ani și este originar din Edineț.